Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la o porție de ouă mexicane cu niște cârnați românești, niște cârnați proaspeți, făcuți de mine, bineînțeles. Rețeta o găsiți pe pagina mea de YouTube sau dați aici un click pe i-ul acela în cerculeț. Toate ingredientele de care veți avea nevoie le veți găsi și în descrierea videoclipului, chiar aici jos. Astea fiind spuse, eu zic să nu mai ardem aiurea, să dăm drumul la treabă. Ha. Avem nevoie de o ceapă mai potrivită, o tăiem pe jumătate, după care fâșii subțiri și cubulețe mărunte. Dăm aici deoparte pe tocător. Mai avem nevoie de 2-3 căței de usturoi. Îi curățăm și pe ăștia de coajă. Îi zdrobim prima dată. 1, 2, uite, pe ăsta n-am zdrobit cam mult. Tocăm mărunt, acolo. Am spus, trecem o dată cuțitul prin ei. Dăm aici lângă ceapă, pentru că vor intra împreună în tigaie. Și am ajuns la cel mai gustos ingredient, vedeta preparatului. Cârnatul acesta minunat și foarte gustos, condimentat la perfecție, puțin iute și cu un procentaj de grăsime perfect. Îl tăiem bucățele cam la un centimetru grosime. Fără degete, cât faci? Am ascuțit cuțitul mai devreme. Încă vreo 6, 7, 8, 9, 10 bucățele. Depinde de cât sunteți de flămânzi. Eu unul cam sunt. Încă 3, gata. Suficient. Dăm aici. Avem nevoie de o tigaie. O punem frumos la încins. Aprindem plita. Frumos. Foarte puțin ulei de măsline. Cam o lingură maxim. Așteptăm să se încingă bine. Împrăștiem puțin uleiul în tigaie și rumenim puțin cârnați. Ăștia sunt primii care vor intra în tigaie, care vor avea parte de tigaia încinsă. Șurăl. Focul să fie mediu, nu vrem să-i ardem. Îi plimbăm de colo-colo în toată tigaia să se rumenească uniform. Cât de bine miros! Nu-ți răi nici cu un piure de cartofi acolo cremos și câteva murături, nu? Au început să se rumenească destul de bine, uniform, arată ca niște chifteluțe. În momentul acesta venim cu ceapa și usturoiul. Aici peste, frumos. Amestecăm bine, ușor. Cred că în momentul acesta putem să dăm și focul puțin mai tare. Mai avem nevoie și de ceva iuțeală, așa că aici sunt două variante. Fie folosim un ardei iute roșu, ăsta știu că e criminal, fie niște jalapeno murat. Eu merg pe varianta a doua pentru că are și gustul la puțin așa de oțet. Sunt mai potriviți la iuțeală și sunt de acolo, de la mexicani. Cam, eu știu, 6, 7, 8, 10 rondele, sau după gust, bineînțeles. Amestecăm. Mai venim și cu puțin chimen. Uite, chiar aici, în mijlocul tigăii, să-l rumenim și pe ăsta puțin, după care îl amestecăm cu ceapă. O, suficient, cam jumătate de linguriță. Îl împrăștiem în toată tigaia, împreună cu ceapa, jalapeno, usturoiul și cârnații ăștia care arată ca niște chifteluțe. Încă puțin, deja a început să se simtă iuțeala de la jalapeno. O iuțeală mai plăcută, așa. Nu te ustră chiar așa de rău ochii. Este important să amestecăm destul de des ca să nu le ardem. Venim cu fasole roșie. Fasole la conservă, bineînțeles. N-asta să fierb. Punem și pe aici. Căpăm de castron. O încorporăm. Vreau să o prăjesc puțin înainte de a pune sosul de roșii. Venim cu puțină sare. Nu multă, foarte puțină. Voilà. Piper proaspăt deștit, bineînțeles. Cam un vârf de linguriță, spre jumătate de linguriță și puțin oregano uscat. E cam pe ducă. Jumătate de linguriță suficient. Și pe asta aici deoparte. Amestecăm. Cât de bine a început să miroase și chimenul, împreună cu ceapa, cu usturoiul, cu ardeiul, cu cârnații. O minunăție de arome, o nebunie de arome aici în tigaie. Venim și cu roșiile, din conservă, tăiate, de fapt tocate, mărunt. Putem aici peste, împrăștiem în toată tigaia.
amestecăm puțin. Am pus aici cam o conservă de 400 de grame. Lăsăm în continuare la foc mic, timp de 5-6 minute, să se gătească și roșiile puțin și să se întrepătrundă aromele aici în tigaie. Să... Înțelegeți voi. Între timp pregătim un castron, o tigaie, un vas care să meargă în cuptor. Venim cu câteva tortilia, două cred că sunt suficiente, nu le îndesăm de tot, vrem să avem și niște margini crocante. Presăm puțin, aruncăm un ochi și la tigaie, este cam gata, vedeți, a și scăzut puțin, avem un sos demențial aici, oprim focul și umplem castronul. De fapt, nu-l umple, mai lăsăm puțin loc pentru că trebuie să venim și cu vreo 2-3 ouă pe aici. Cam așa, suficient, hai, încă un cârnat și două boabe de fasole. Asta fu, luăm aici deoparte, spargem două ouă, luăm o să ieși peste, hop, unu, doi, puțină sare, o omultă, foarte puțină, încă un pic, piper proaspăt drăjnit, tadam, suficient, și puțină brânză gouda rasă, cedar, cașcaval, telemea, oaie, vacă, capră, feta, ce vreți voi. Cam orice tip de brânză merge cu acest preparat. Am nevoie de o răsătoare. Uite, o să aici, pe partea asta mică, o dăm și împrăștiem frumos peste. Suficient. În momentul acesta dăm la cuptor la 180 de grade pentru 10 minute, maxim. Oricum, verificăm și noi din când în când să nu cumva să ardem, care cumva. Cuptorul să fie foarte bine încins. Ce-am făcut? Și hai să vedem ce am făcut. Ne punem o mânușă, o ușurel, foarte fierbinte. Am mai făcut, de fapt, încă una între timp, una mică, pentru că am nevoie de două. Una pentru poze și una pentru mine, nu? Dă și pe asta aici. Uitați-vă cum arată. Fierbinte. Și miroase într-un mare fel. Așa. Să gustăm, nu? De ce am aruncat eu mânușa? Nu știu. Asta mai mare mi-aparține. O trag aici mai aproape. Să nu uit de ceva. Puțină cepșoară pe deasupra. Sau ceva verde acolo. Ia uitați ce frumos se schimbă decorul în farfurie, în castron, în cazul de față, când mai adaugi ceva verde la sfârșit. Parcă e alt preparat. Hai și aici, puțin, o frumosă furculiță și să vedem. Ia. Oul mă interesează cel mai mult. Ia priviți, a rămas destul de cremos. Rupem așa de pe margini și să gustăm. Ca o bucățică de cârnat. Trebuie să stau puțin după el, că de, vă imaginați cât e de fierbinte, nu? Mamă! Wow! Foarte, foarte, foarte gustos acest preparat. Nici nu mă gândeam. O să iasă altfel decât a ieșit, nu? Încă puțin și mai vorbim. Minim 5, hai, spre 10 minute, să lăsați să se răcească. Altfel nu puteți să vă înfigeți în el. Mamă, și cât de bine arată. Sper să vă placă și vouă, așa că nu uitați să dați subscribe, share,
like, activați clopoțelul acela pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la mine în bucătărie. La revedere! Pe data viitoare! Că puțin... Hmm.